Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe canalul nostru. Azi Ionuț vă va arăta cum se aplică gletul de finisaj cu gletiera. Cu gletiera mare. Ca de obicei, Ionuț o să înceapă cu tavanul. Această cameră ați mai văzut-o voi când am aplicat adezivul pe tavan, când am aplicat gletul. Ei, acum a venit momentul să aplicăm gletul de finisaj. După ce am aplicat două straturi de glet de nivelare. Ce trebuie să știți voi înainte de a aplica gletul de finisaj? Suprafața trebuie să fie uscată. Să curățați foarte bine cu șpaculă eventualele surplusuri care au reieșit de la aplicarea ultimului strat de glet de nivelare. Să jmilgheruiți în mare suprafața pentru a face o priză mai bună. Dacă cumva vi se pare greu să aplicați glet de finisaj cu această gletieră mare, puteți folosi și gletiera mică. Pentru că dacă aveți deja suprafața plană, nu o să fie nicio problemă, o să vă iasă destul de bine. Mai ales că o să și șlefuiți. Am văzut comentariile voastre și să știți că unii dintre voi chiar aveți dreptate. Da, gletul de finisaj nu se aplică numai cu gletiera mare, se aplică și prin pulverizare, se aplică chiar și cu trafaletul. Nu este important cum îl aplici, este important rezultatul final. Dacă voi credeți că vă iese bine într-un alt mod, o puteți face fără nicio problemă. Noi de aici vă arătăm cum lucrăm noi. Și ne place să credem că noi facem o treabă de calitate. Acestea fiind spuse, să vă las în compania lui Ionuț să-i prindeți mișcările. Iar dacă vă place ceea ce facem, nu ezitați să dați un like, să dați un share pe rețele sociale sau poate chiar să vă abonați la canalul nostru. Oameni buni, spre că ați înțeles cum se aplică gletul de finisaj. Dacă doriți să vedeți și mai mult, inclusiv aplicarea gletului de finisaj pe pereți, intrați la descrierea acestui videoclip și accesați linkul care vă va duce la noul nostru canal, deoarece canalul de amenajări va posta doar clipuri despre idei de amenajări interioare.